Dacă în urmă cu ceva timp au fost descoperite nereguli în ceea ce îi privește pe cei care lucrează în instituțiile publice cu privire la încadrarea fără drept în grad de handicap, acum este vorba despre persoanele care, deși beneficiază de indemnizația de handicap, sunt plecate la muncă în străinătate, handicapul fiind prezent doar pe hârtie. În urma unor cercetări efectuate, s-a constatat faptul că zeci de persoane nu mai locuiesc în Mehedinți, fiind plecate la muncă în străinătate, dar beneficiază încă de indemnizația de handicap. Din păcate, avem confirmări în plus, confirmări ale faptului că handicapul, încadrarea în grad de handicap, pare să fi devenit o adevărată afacere, o adevărată uzină, să spunem așa, dincolo de angajații din instituțiile publice despre care discutam în urmă câteva luni și la adresa cărora am cerut reevaluări, angajați încadrați în grad de handicap, deși, după cum s-a constatat, peste un sfert din ei au fost încadrați în mod necorespunzător. Am făcut adrese la toate primăriile din județul Mehedinți pentru a vedea dacă persoanele încadrate în grade de handicap de pe raza județului Mehedinți mai locuiesc efectiv în județ sau sunt plecate în străinătate, așa cum aveam informații despre foarte multe dintre ele. Persoanele în cauză nu doar că nu mai locuiesc în țară, ci sunt încadrate la gradul de handicap 1 cu însoțitor, ceea ce înseamnă că afecțiunea este una gravă. Situație în care persoanele nu se pot deplasa singure, cu atât mai puțin să plece la muncă peste hotare. În urma solicitărilor pe care le-am făcut către toate primăriile din județ, am constatat că vreo câteva zeci de persoane nu mai locuiesc în județul Mehedinți, sunt plecate la muncă în străinătate, în Italia, în Franța, în Germania, dar cu toate astea beneficiază atât de indemnizație, unele dintre ele, lucru foarte grav din punctul meu de vedere, încadrate în gradul 1 cu însoțitor. În momentul în care ești încadrat gradul 1 cu însoțitor, înseamnă că ai o afecțiune evident foarte gravă din moment ce ai nevoie și de o persoană care să se ocupe de îngrijirea ta. Ori, în condițiile în care ești încadrat la gradul 1 cu însoțitor, dar tu îți permiți să mergi la muncă în străinătate, înseamnă că undeva avem o problemă. În urma centralizărilor adreselor primite de la primării, s-au făcut deja demersuri pentru sistarea indemnizațiilor pentru persoanele respective. În cazul persoanelor încadrate în gradul 1 de handicap cu însoțitor, se va cere și o reevaluare pentru că este clar că există o problemă. De asemenea, vor continua reevaluările în cazul tuturor persoanelor asupra cărora planează suspiciuni. Până acum au fost depistate 60 de persoane cu handicap doar pe hârtie, 15 într-o singură comună, aceștia fiind plecați la muncă în străinătate.